Concluzii, chiar nu ați văzut cu toții, a fost o seară minunată, un public care ne-a susținut, un stadion arhiplin, atmosferă de joc, așa cum am mai fost de când sunt eu la Iași și cu alte ocazii și echipa a făcut rezultate bune. Sigur, în primul rând vreau să-mi felicit băieții pentru că au făcut o partidă de luptă extraordinară, au fost motivați, toată săptămâna am încercat să-i fac să înțeleagă că încrederea pe care eu le-o dau trebuie și ei să o aibă în forțele proprii și să dovede până la urmă că am reușit să învingem o echipă care era pe val, o echipă bună, cu jucători valoroși, dar în seara asta am fost mai inspirați și mai norocoși, nu că altă dată. Da, am încercat să fiu foarte... i-am lăsat prima oară să-și tragă sufletul, nu vreau să vorbească nimeni câteva minute, după care am corectat câteva lucruri din prima repriză și apoi, cu toate că a fost surprinzător pentru tot grupul, am schimbat capitanul de echipă, am schimbat sistemul de joc. Am simțit că nu putem avea forță în atac. Și din acea linie care am vrut să fie foarte sigură, pentru că știam că sunt atacanți valoroși și închidem mai bine cu trei apărători centrali care mult mai bine se pot dubla între ei, am mizat pe prima repriză să nu primim gol și sigur, când am văzut că, știu eu, se poate mai mult pentru atac, am încercat mai mult pentru atac. E adevărat, ne-a și ieșit. Până la urmă, cred că comparativ cu alte jocuri, schimbările au făcut diferența, pentru că toți jucătorii intrați în teren și-au adus aportul, de la primul până la ultimul. Ca să nu mai vorbesc de Alin Roman, probabil a fost așa o răbufnire a lui, nu știu dacă de orgoliu sau altfel, pentru că după ce a stat accidentat aproape 2 luni de zile, a intrat și a marcat. I-am și spus, Aline, nu vreau de la tine să alegi foarte mult, vreau să stai în preajma careului, iar când ai prima minge să o cadrezi, pentru că este un jucător cu execuții rapide și știam că dacă o să aibă o minge și o cadrează pe poartă, poate să aducă... Aia știu. Și astăzi, din păcate, m-am bucurat foarte tare la acel gol. V-am spus, acum am văzut, eu n-am văzut până acum acea fază. Consider în continuare că, nu știu, linia aia nu e ca să mă blămurească pe mine că a fost offside. Poate a fost. Dar acea linie nu mi-arată mie că a fost offside, pentru că nu e trasă paralelă cu linia de 16. Dar toți jucătorii intrat și Harrison a intrat foarte bine și Alanzino a intrat foarte bine și Cabran a intrat foarte bine, chiar și Jatoba a intrat foarte bine. Toți jucătorii care au venit de pe margine au venit cu acel plus de care aveam nevoie în atac, pentru că la nivel defensiv, în prima repriză am stat foarte bine. Din păcate n-am avut forță deloc de atac. Și eu sunt un antrenor căruia îi place să câștige jocurile, nu să facă egal. La pauză, chiar dacă am fost nevoit să-l schimb pe Bordeanu și știu că nimănui nu-i convine când este schimbat, am spus, vreau să câștigăm băieți și trebuie să facem mai mult pentru atac. S-a dovedit că am avut, bine, am avut și dreptate, dar fără ei nu poți să faci nimic. Nu a fost riscant, totuși. A fost riscant. Ați jucat foarte bine defensiv. Defensiv am jucat foarte bine. Da, da. După pauză au avut de vreo 3-4 clar, clar, dar... Recunosc, au fost câteva, 3-0 putea să fie, dar au fost câteva mingi care s-au plimbat pe acolo prin suprafața de pedeapsa noastră și trebuie să ai și șansă. Am mizat foarte mult pe șansă. Vă spun cinstit, nu poți să pierzi în minutul 92, să pierzi în minutul 94 și iar să pierzi tot așa toate meciurile. Am spus, trebuie să ni se arate și nouă. Acel gol egalizator ne-a arătat că Astăzi cineva vrea, respectiv cel de sus. S-a motivat pentru că ați jucat cu o echipă care vrea... Probabil s-a motivat și aceasta a fost o motivație în plus, pentru că sunt jucători care, v-am spus, au nevoie de suportul publicului, au nevoie de susținere, au nevoie de tribune pline, pentru că atunci, sigur, și... știu eu, abnegația cu care ei se comportă pe teren este crescută. În momentul în care sunt tribunele goale, vă dați seama, parcă și ei nu mai au același aplomb. E victoria de care avem nevoie, Sperăm că da.
trebuie să rămânem echilibrați. Din nou avem un program infernal, nu știu cine îl face, nu știu dacă a pus ținta pe noi, pentru că este inadmisibil. Suntem cea mai defavorizată echipă vis-a-vis de program. Avem cea mai lungă deplasare la Craiova, exact marți ne-a pus meci acum, la două zile. După aia nici bine nu vii de la Craiova după un drum lung, obositor, cu două meciuri deja jucate în patru zile și joci cu Dinamo. Deci eu cred că această programare, dacă ar fi făcută de la începutul campionatului, n-am avea nimic de zis. Dar în momentul în care ea se face cu o lună sau maxim două luni înainte sau o lună jumate și s-a uitat probabil cineva, băi, unde joacă Iașul? La Craiova. Ăștia-s. Atunci punem intermediara. E greu, dar am spus. Vom găsi resurse. Victoria asta de moral sper să ne dea putere să jucăm și următoarele meciuri, pentru că în continuare avem patru jucători accidentați. Nu știu câți dintre ei vor putea reintra. Ispas sigur nu va putea intra. Alin Roman a făcut astăzi un efort, dar nu poate să joace nici meciul următor pentru că ar fi prea mult pentru el. Silviu Lung probabil nu poate intra. Deci vă dați seama, rămânem cam cu 3 sau 4, să vedem la Buena care e situația, dacă poate să joace meciul următor. Dar ăștia avem, mai avem și tinerii noștri din Iași, în care eu cred foarte mult și probabil că le va veni și lor în cel mai scurt timp timpul să arate că s-au maturizat, că trebuie să joace cu sufletul și cu tot ce au mai bun pentru această echipă, pentru că nu trebuie să așteptăm să facă vreo 30 de ani ca să joace și ei pentru echipă. Vom vedea. Sperăm să nu avem parte de alte accidentări sau de alte surprize neplăcute și să aliniem un 11 cât mai competitiv la următorul joc. În niciun caz nu mergem în excursie. Nu mergem în excursie la Craiova, pentru că suntem în penurie de puncte. Avem multe, multe de făcut ca să putem fi mulțumiți. Are forța Rapidul de a se bate în această fază? Eu zic că da, pentru că mie acum să fac eu comentarii vis-a-vis de un singur meci, nu. Au câștigat 5 partide la rând, au jucători valoroși, e clar că tripleta de atac este foarte puternică, în plus au și jucătorii de pe margine, care înlocuiesc pe cei trei din atac la fel de valoroși la nivelul lor, pentru că Petrila, Funșo, Hasani, știu eu, care o mai fi pe acolo, cred că la fel sunt jucători foarte valoroși, care pot să facă în orice moment trecerea de la unul la altul. Meciul de astăzi, sigur că eu sunt absolut convins că și ultima etapă, dacă cu FCSB-ul am fi avut un 11 cât mai aproape de un 11 ideal, ar fi avut mult mai mari probleme. Să scoatem din context doar cele două penaltiuri ușor acordate și o să vedeți că în condițiile în care n-am avut efectiv cu cine să jucăm. Nu, este un campionat foarte echilibrat, oricine poate să bată pe oricine, așa cum am spus, asta s-a dovedit că se poate întâmpla lucrul ăsta, nu e doar pe hârtie. Deci, cred în continuare în băieții ăștia, cred că dacă va exista răbdare, Iașu merită să rămână, să aibă echipă în prima ligă și așa cum am spus, ambițiile mele sunt mult mai mari decât la a rămâne în prima ligă. Și dacă vom avea răbdare și vom încerca să facem în continuare lucrurile bine, eu cred că Iașu poate mult mai mult. Dacă fac acum o radiografie rapidă a campionatului și vedem câte puncte am dat inutil, o să vedeți că puteam să ne batem pentru play-off, fără nici cea mai mică problemă. Din păcate, n-a fost să fie, sunt foarte mici diferențele, sunt făcute de mici detalii, la micile detalii am stat foarte prost, am făcut multe greșeli, cu toții, pentru că, v-am spus, pierdem și câștigăm împreună, dar cu experiență mai multă după un an de zile, sperăm să facem mai mult. Prima oară trebuie să rămânem în prima ligă, pentru că este un an foarte greu, va fi un an foarte dificil, am spus că totul se va decide în play-out, abia atunci va trebui să fim 100% conectați, să nu mai facem greșeli. Așteptați la GAFA lui Săpunaru, de la bunul realizator, la experiența lui? Am spus de fiecare dată, când sunt la cald și vis-a-vis de jucătorii mei sunt foarte supărat. Dar la ce greșeli văd acum pe fotbalul mare, internațional, cu jucători imenși, cu care costă zeci de milioane, care au salarii de milioane și fac greșeli, atunci putem să ne dăm cu toții seama că și fotbaliștii sunt doar oameni. Și trebuie să înțelegem lucrurile astea. E adevărat. Când suntem pătimași, gândim la cald, ne vine într-un moment să-i strângem de gât. Între ghilimele, bineînțeles. Dar în momentul în care stăm să sărăcesc lucrurile, vedem și alte,
de fiecare dată când pornesc așa ca o furtună și mai trece un weekend peste mine și mai văd lumea mare a fotbalului greșind, când vin lunea sunt atâta de blând, de nu vă puteți închipui. 56. 56. Până fac 57, am 56. Nu mă faceți mai bătrân decât sunt, că și așa suficient.